Trebuie să și degustăm o bucată de carne afumată. Și un pahar de vin roșu e ceva foarte bun. Deci cu nenea Costel la a doua tură de la fumătoare. Băi, cam puțin ai scos anul. Da, asta e a doua tură deja. Poate să fie... Numai oasă. Care oasă? Uite aici carne, uite aici. Uite aici pulpă, uite. Pulpă aici, uite aici pulpă. Uite pulpă aici, uite fleic aici. Uite tatăl asta aici. Asta e rețeta de la Bănaț sau? Asta e rețeta bănățeană. Rețeta bănățeană de afumătură și cârnaț și afumătură carne fragedă. Uite aici. Carne. Dar asta e piciorul, nu? Jambonul. Asta e piciorul, jambonul din spate, ca să nu se facă viermi și să nu se strice. Ăsta trebuie scos osul afară și rămasă numai ea. Ei, fără os. Fără os, că osul e foarte, foarte periculos. Oasele sunt ăștia care poți să le pui să faci o fasole cu ciolan, o varză. Și la care e rețeta? La afumătură? Da. Păi să ia jambonul cum este, să porționează, să scoate osul, să scoate oasele, uite oasele aici. Să lasă și carne, că să mai fie și carne piele la ciorbă sau ce mâncare vrei să faci cu fasole sau cu varză. Și asta să ia, să porționează, să freacă cu sare. Dar nu tai groasă. Nu, de nu două degete să fie. Aha. Deci o tai de trei ca ea să scade și să rămâie de două degete. Ca și fumul și sarea să fie pătrunsă ca să fie moale. Să fie moale, uite. Să fie moale, să nu fie tare. După ce se taie, se freacă fiecare bucată cu sare, se pune în postavă, acolo se lasă o zi și se freacă și dimineața și sarea se întoarce pe o parte pe alta. După aia, a doua zi, se pune într-o oală mare la saramură și saramura aia se face din apă sare, pui o linguriță de sare la un litru de apă. Aha. Și să pune acolo și usturoi zdrobit, ori verde, ori zdrobit, să pune cu piper și foi de dafin. Și ea să pune acolo toate bucățile, iar și asta se întoarce în fiecare zi, dimineața și seara se întoarce. Să ține acolo între 3 și 4 zile. O zi să ține cu sare pe ea și 3 zile să ține saramură. După ce o ții în saramură, o scoți din saramură, o bagi într-un vas cu apă fiartă, o scoți din vasul ăla cu apă fiartă, o atârni afară, o lași ca să se zvânte, iei un prosop și o ștergi și o mai lași pe două ore, ca atunci când o pui la fum să nu fie udă. Aha. Ia să nu fie umedă, să prind. Și la fum o lași două sau trei zile. Fumul îl lași prima dată să fie când a prins focul, să fie cu lemn de prun uscat să fie, și după aia să fie rumeguș, dar rumeguș de esență tare, adică stejar, fag, să fie prun, uh-huh. Să fie din asta. Și o lași 3 zile la afumătură. Asta e fum rece sau cum? Fum rece, da, se face la fum rece. Să fie închis ermetic, să aibă doar 2-3 găuri unde se iese fumul, ca ea să șadă tot în fum, că ia și sarea și fumul și îl trage după cum vrea. Ca atunci bucățile să fie foarte moi. Aha. Bucățile să fie foarte moi, uite. E foarte fragedă. Asta acum cât are? Păi asta are aproape o lună. Uh-huh. De când și-a zis. Să ține pe la rece. Deci, să ține la rece, dar să nu fie os în ea. Că osul, dacă e spart, atunci se face. Uite cum arată și o carne, că de frumos arată și carnea și osul. Chiar și asta este afumătura tradițională care se face la Bocșa. Și uite că se bagă pisicul la crame. Și cramele cum le face? Aici sunt cramele. Cramele. Cramele se alege, depinde fiecare cum vrea. Ori să fie mai grase, ori să fie și cu carne. Dar de obicei să fie și cu carne, că la toată lumea place carne. Să ia prisa de pe burta porcului, se porționează
când se taie în mod egal, deci să nu fie una mai mare și una mai mică, că dacă e mai mică și o ții mai mult să arde, dacă e mai mare nu se face. Și se ia și se pune într-un ceaun, ăsta ceaunul să fie din fontă, se pune cu apă în el și se umple cu grăsime și se dă la foc normal până ele ajung să devină roșiatice. După aia se scoate din căldare sau din ceaun cu o lingură de lemn, cu un storcător se pune storcător să stoarce, să nu mai aibă pe ele untură și după aia se ia și să pune într-un vas și în vasul ăla să aruncă puțină sare, să presărează puțină sare, să pune la foc. Asta e costițe sau ce să ai? Astea sunt oasele care dai carnea jos și mai lași pe oasă tot așa, afumătură, identică cum e și cealaltă, cum o faci la început. Asta are aproape 3 luni de când este și tot afară și are, și picioarele pentru cotoroage sau răcituri. Ăștia tot așa se afumă, iar când faci răciturile, se bagă și afumătură, că afumătura îi dă gust. Îi dă gust cine îi dă gust și ăștia, piciorul, deci, e foarte bun la răcituri, care sunt foarte bune. Și cârnațe, ce rețetă are? Cârnață se ia carnea, nu se face, deci dacă se taie porcul, carnea care se lua, care mai? Carnea se lasă o zi și a doua zi să face. Deci cârnațul se ia carnea, se pune 70% carne, după aia se pune 30% grăsime. Se toacă toată, se toacă la, nu chiar mărunt, mai mare. După ce s-a tocat, se pune sare, usturoi, piper și boia. Toate se pun în cantități, depinde câtă cantitate de carne ai, nu e o măsură la ele. Și se pune prima dată mai puțină, se frământă toată, după ce se frământă o lași puțin și o guști. Și vezi ce mai trebuie și în funcție de ce mai trebuie, mai continui. Asta e numai de porc? Asta e numai de porc. Deci carne de porc, numai carne de porc. Ăsta are iară 2 luni, e foarte moale, e proaspăt, deci e moale, nu e tare, că sunt alții mai bătrâni, cum sunt eu, care n-avem dinți. Și deci e ceva foarte bun. Rețetă proprie. Rețetă proprie. Și ține foarte bine, ăsta ține 2 ani de zile. Și ăsta se pune la fum. Ăsta iară tot așa se afumă. Da, e afumat deja. E afumat ăsta. Ăsta iară se afumă exact cum se afumă și carnea. Deci se face, se lasă o zi ca să scurgă, se pune în afumătoare. În afumătoare se face iar un foc cu lemn de prun, după aia se pune rumegușul și se lasă între 2 și 3 zile. Depinde cât fum faci. Ori îl faci de 2-3 ori pe zi, ori îl faci non-stop, nu las să se stingă. Ia pe și de una, să gustăm care pe ei. Da, gustăm imediat. Aduce și un cuțit și gustăm. Trebuie să și degustăm o bucată de carne afumată. Asta soricul e bun la fasole? Soricul se lasă că e bun la fasole. Și se taie cât mai subțire. Și e foarte fragedă și moale, uitați. Uite, fragedă și moale. Uite. Asta cu cât stă mai mult, cu atâta să... Cu cât stă mai mult, cu atât se face. De ce mănânci de aia? Să mai ai și o ceapă roșie spartă lângă ea și o bucată de brânză sau de cașcaval și un pahar de vin roșu. E ceva foarte bun. Care dorește să facă afumătură și nu are condiții acasă și posibilitate, poate să vină la subsemnatul și îi face totul gratis. Ați auzit la Nea Costel oferta. Doar pe anul ăsta. Care vrea, vine și facem tot. Și cârnațe, dacă vrea să-mi aducă carne și facem, nu costă nimic. Numai doar să mă ajute și de lângă mine.